Slobozia, oraș european, este proiectul implementat de Consiliul Județean Ialomița în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița și europarlamentarul Victor Negrescu. Concursul de proiecte s-a adresat elevilor din clasele 1-12 și a constat în elaborarea unor desene sau fotografii în care aceștia și-au imaginat orașul din perspectivă europeană. Un oraș curat, verde, cu oameni mai buni, așa a fost redată în desene Slobozia, orașul european. Am desenat un magazin, locuri, pălării solare. Ce o să mai fie în viitor, după părerea ta? Panoul solare. Eu am văzut niște blocuri și îmi doresc ca să fie tot orașul mai curat și să nu mai ia toate animalele oamenii și atât. Dar tu crezi că în viitor o să fie mai multe blocuri sau mai multe spații verzi? Locuri. Lucrările fiecărora dintre voi au fost supuse unui proces de jurizare foarte atent. Vreau să mulțumesc pentru inițiativă domnilor care sunt în stânga mea. Este o idee originală, spun eu, o idee care a pornit de la inițiativa europarlamentarului Victor Negrescu, un tânăr europarlamentar activ care a vrut să vadă împreună cu noi, bineînțeles, ce înseamnă pentru fiecare dintre dumneavoastră Slobozia în viziunea voastră ca oraș european. Pentru că noi, adulții, poate avem o viziune și ne-ați auzit de multe ori și ați văzut proiectele pe care le dezvoltăm, însă sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să aibă o participare proactivă pentru ca acest oraș să fie tot timpul într-o continuă dezvoltare și, bineînțeles, să se plieze pe dorințele, nevoile, viitorul pe care voi îl vedeți aici în Slobozia. Vrem ca fiecare tânăr să-și dezvolte o carieră, să-și întemeieze o familie aici, în orașul nostru. Mă bucur să mă aflu din nou la Slobozia, să organizăm această frumoasă premiere, un concurs care a avut loc cu ocazia săptămânii altfel, un concurs pe care noi l-am gândit tocmai pentru a sprijini învățământul din Slobozia și din județul Ialomița. Acest proiect a rezultat ca urmare a mai multor vizite pe care noi le-am făcut în diferite școli din Slobozia și am considerat oportun să-i stimulăm, să-i sprijinim pe tinerii care sunt creativi, care vin cu idei, care participă. Și iată că ne vedem astăzi aici. România a sărbat anul acesta pentru a 10-a oară Ziua Europei ca și stat membru al Uniunii Europene. În consecință, ne dorim ca tot ce înseamnă viața de zi cu zi a cetățenilor din România și mai ales celor din Slobozia să fie într-adevăr europeană, ca fiecare să simtă cetățean european, dar mai ales în așa fel încât tot ce înseamnă viața comunității să semene cu acel model pe care noi vrem să-l implementăm la nivel național. Câștigătorii premiului întâi vor merge într-o vizită la Parlamentul European, iar cei de pe locul 2, 3 și cei care au câștigat mențiuni vor vizita Parlamentul României. Ionescu Mircea Mihail, de la Unitatea Școlară Gimnazială Sfântul Andrei, profesor coordonator, Paris. Al doilea câștigător la premiul întâi, Parbu Alexandru, de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur, Oancea Laura Adana, profesorul care premiului 2. Dumitru Alina de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan, profesor coordonator Oancea Laura. Europarlamentarul Victor Negrescu le-a promis elevilor și cadrelor didactice că proiectul va avea continuitate și i-a îndemnat să cultive o atitudine de respect față de valorile și principiile consacrate de comunitatea europeană.